Bun găsit! Venusul acela retrograd ne poate face mici probleme în relațiile personale. Ne simțim atinși, vizați, criticați sau răniți de cei din jur. Dar lucrurile trec. Pentru berbeci, atenție la dialogul cu partenerul de viață sau cu socrii, pentru că lucrurile pot să escaladeze. Accepta și mici critici. Pentru tauri, mai ales dacă au tot felul de sarcini și drumuri de făcut, s-ar putea să nu se sincronizeze cu cineva și asta să îi nemulțumească, mai ales după amiază. Pentru gemeni, nu prea au chef să facă ceva ce știu însă că ar aștepta o altă persoană. Nici nu sunt pregătiți, nici nu sunt într-o formă prea bună, așa că mai bine amână sau o scaldă. Pentru raci, pot fi tensiuni și discuții în familie, nemulțumiți de partenerul de viață sau o persoană de la care așteptau să facă ceva sau măcar să le vadă eforturile. Pentru lei, drumuri care pot fi supărătoare, mai mult obligații și e nevoie de ele, trebuie să rezolve ceva, dar nu le pică prea bine și, într-adevăr, drumurile pot fi dificile. Pentru fecioare, cheltuiele astăzi de care nu aveau chef, dar se pare că de dragul cuiva trebuie să facă și lucrul ăsta, așa încât economia o lasă mai târziu. Pentru balanțe, tensiunile pot fi legate de suprasensibilitatea lor și fie nu se simt bine fizic, au chef mai mult să-și încarce bateriile, fie pur și simplu în cămin, în casă, deranjul, ceva nu le convine. Dar până la urmă, cu răbdare, trec și momentele astea. Pentru scorpion se recomandă discreție, poate mai bine se piteze ascund decât să primească sarcini astăzi, iar dacă fac drumuri și ies din localitate, atenție mărită la drum. Pentru săgetători, au chef să se bage în seamă, să socializeze, însă pot exista și tensiuni cu prietenii, mai ales dacă sunt criticați sau cine știe cineva cu ce îi atinge. Sunt foarte sensibili azi. Pentru capricorni, responsabilități multe, nu le este pe plac chiar tot ce se întâmplă, mai ales dacă trebuie să facă ceva ce partenerul n-a făcut sau o persoană pe care ei contau. Eforturi. Pentru vărsători, este posibil să trebuiască să facă un drum. Nu decurge chiar așa de lin, pentru că există tensiuni astăzi și nici nu mulțumesc persoana respectivă chiar dacă s-au străduit, deși vor să ajute. Pentru pești, depind cumva de cineva, mai ales dacă li s-a promis, așteaptă cu înfrigurare acea promisiune. Dar se pare că partenerul de viață sau persoana pe care contau e centrifugă, are atenția îndreptată în altă direcție. O zi un pic complicată pentru noi, mai ales dacă avem așteptări de la ceilalți. În schimb, dacă suntem mai modești, dacă luăm lucrurile așa cum sunt, e totul foarte bine. Mai bine ne vedem și mâine!